Deci băgăm compatibilitatea astrală, că acum o să facă iar împreunare Victor Ponta cu Klaus Iohannis. M-a uitat la zodi. Klaus Iohannis e gemeni și are 55 de ștuleți. E păitănel, e purisan, anjinsan. Victor Ponta e balance, justice for all. Dar după cine ești, orice lume, mare, mic, mă doare în pulă, că eu sunt acum astrolog. E de la Mistret, nu șobolan. Și-o lasă supără. Și după aia i-a zis să ia că e albanez. Băi, eu l-am văzut ca în brunet, mi-a luat de loc. E mai țigănos așa, Ponta. Și și italian. Italiano vero. Mă doare în pulă, zic că e corcit. Și eu pot să zic că am sârb cu evreu și cu neamț. Pot. Și de ce șobolan? Ăla nu știu, nu mai m-am uitat la ăla, ce o fi, o fi brontozaur. O fi brontozaur. Deci gata, știu, facem alt zodiac. Zodiac pe extraterestri. Victor Ponta e omuleț, verde. Și Klaus Iohannis e marele alb. Sau facem pe animale de munți. Victor Ponta e cerb lopătar. Și ăla este râs, că am cum e, de la care se cade cutulei la urechi. Nu, nu, e plâns. Avem un animal plâns? Nu, atunci ce? Nu, este ursulețul ăla care... Nu, Klaus Iohannis știu. E ursulețul ăla, ăla mare și nemișcător așa, care mănâncă numai muguri de bambus. Ăla frumos, de la... Ăla floriu așa, de la chineși, nu mai știu cum se numește. Și chinezii l-a ținut într-o grădină zoologică și nu vrea să fută. E mare el așa, i-a adus să ia muguri de bambus la băiat, mânca. Dar nu vrea să fută, avea ursoaica lângă el. Ne. Și atunci s-a chinuit chinezii, bă, ce pula mă să-i facem la ursuleț? Cred că a început, așa pus o mânușă de aia de vacă, că i-a făcut la bala ursuleț mic, pe la mânca. Cine și bă, dă-mă dracu, pula mea, am început să fac laba la ursuleț. Ursulețul, ăsta da, 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 ăsta da. Și ăsta e cerb lopotar. Vine Victor Ponta așa, deci asta e harta astrală. Și după aia da viagra la ursuleț, chinezii, după aia au recunoscut, nu știu unde am citit. Nimic, i s-a sculat pula, nu i s-a sculat pula, tot nu futea. Cred că după aia i-a făcut la ba, i-a luat sperma, a băgat-o într-o injecție și a băgat la aia în pizdor, nu și aia mă. Și-a fătat. Până la urmă a mai scos un ursuleț. Chinezii ce pula mea, îi dădea cu biberonul. Și a zis, mamă, am mai făcut un ursuleț, trebuie să-i dăm și lăsta viagra, să-i facem la ba, chestii de-astea.